Din 23 ianuarie vor fi demarate noi lucrări de punere în siguranță a podului din Agigea. Constructorul și consultantul tehnic au hotărât menținerea restricțiilor de acces a mașinilor de până în 5 tone pentru ca lucrările să se desfășoare în siguranță. În următoarea perioadă nici autovehiculele de transport persoane nu vor mai avea liberă trecere pe pod. Oamenii se vor deplasa cu microbuze ce se vor încadra în limita aplicată. Deci ne-au anunțat că vor începe această a doua etapă. Ne-au anunțat că se menține restricția de tonaj până la 5 tone, dar începând cu 23 ianuarie nu mai circulă decât la capitolul autovehicule de transport în comun, nu vor circula decât cele până în 5 tone. În perioada 23 ianuarie-15 iunie, în zilele de marți, joi, sâmbătă și nopțile de luni spre marți, podul va fi închis în anumite intervale orare pentru calibrări topografice. Vor fi restricții care am stabilit împreună cu autoritățile locale, cu domnul prefect și cu constructorul, să se desfășoare marțea, joia și sâmbăta în intervalul orar 9-13, iar în fiecare luni, noaptea spre marți, începând cu ora 23 până la 4 dimineața pentru efectuarea unor calibrări topografice ale podului. Lucrările de reabilitare a podului din Agigea au necesitat un buget de 12 milioane de euro, depășind cu 8 milioane de euro cheltuielile estimate inițial. Proiectul este finanțat parțial de Banca Europeană de Investiții și Guvernul României. Inițial, proiectul trebuia să coste în jur de 4 milioane de euro. Cu această etapă de punere în siguranță și apoi de schimbare a ocobanelor, posibil să ajungem în jur de 12 milioane de euro. Pe perioada sezonului estival din 2014, traficul de pe podul Agigea se va desfășura pe 4 benzi și restricțiile vor fi ridicate.